găsit, doamnelor și domnilor. Vă spun Mădălin Negoiță și Ionuț Angheluță. Un nou meci din play-out între Pandurii Târgu Jiu și CSM Boliaș. Două echipe care nu pot fi deloc liniștite în privința participării și din sezonul viitor în prima ligă, mai ales după victoria Timișoarei obținută ceva mai devreme, un 1-0 cu CSM Voluntari. O victorie care o aruncă pe Pandurii Târgu Jiu pe loc direct retrogradabil în acest moment, iar Poliaș se află la rândul ei la doar 5 puncte de zona roșie a clasamentului. Vedem 11-le gorjenilor. Flavius Stoican începe această partidă cu Răzvan Stanca în poartă, apoi Samson, Ene, Ilie și Bușu, Cioinac, Zaina, Hlistei, Surugiu, Firțulescu și Negruț. Un 11 cristalizat, destul de cristalizat al lui Flavius Stoican, care a încercat să nu facă prea multe modificări de la o etapă la alta, deși rezultatele obținute până acum de Pandurii Târgu Jiu poate că nu au fost pe măsura așteptărilor. Sigur, nici nu știi la ce să te aștepți de la o echipă totuși formată în această iarnă, care așteaptă verdictul asupra falimentului, un verdict pe care Marin Condescu spunea că îl va afla la sfârșitul acestei luni, și jucători care nu s-au evoluat în Liga a doua. E ok să transferi din Liga a doua, dar sunt mulți jucători aduși de la Vâlcea și de la echipele care au avut probleme. Nu sunt jucătorii care s-au luptat pentru promovare. Salariile sunt foarte mici la Pandurii. Rezultat neașteptat obținut în etapa precedentă de echipa lui Flavius Stoican la Voluntari, dar acolo mai degrabă pentru că Voluntarii l-a fost slabă, nu neapărat că gorjenii au jucat excepțional. Sigur, nu au jucat deloc rău, iar Flavius Stoican, din punctul meu de vedere, așează foarte bine această echipă. Îl vedem pe Alexandru Tudor, el va arbitra această confruntare. Valentin Avram și Ilian Radu sunt cei doi asistenți. Iașul va evolua într-un echipament inedit astăzi. Haideți să vedem cum arată echipa lui Eugen Nagoe, fost tehnician la Pandurii. Grahovaț în poartă, Bosoi, Mihalache, Frăsinescu și Țigănașu în defensivă, Beule, Gheorghe Răuță, fostul jucător al Pandurilor, și Ștefănescu în atac, Golubovici și Cristea. Pentru că tot vorbeai de 11 cristalizat, sigur, poate o prezență ceva mai puțin obișnuită cea lui Răuță, însă în rest nici Iașul nu prea are foarte multe opțiuni de a schimba jucătorii. Cele două s-au întâlnit la începutul sezonului de primăvară, tot aici, la Severin. Partida se încheia la egalitate 1-1, un meci pe care Poliaș l-a dominat foarte clar, a condus cu 1-0, putea să se desprindă, dar până la urmă s-a terminat 1-1 după o gafă mare a lui Mihalache. Am văzut tragerea la sorți, oficiată de centralul Alexandru Tudor. I-a dispărut mingea din spate pe care o lăsase acolo, probabil pentru a începe această partidă. Iulian Radu și Valentin Avram sunt arbitrii asistenți. Vom vedea și lista rezervelor celor două echipe. Iașul, bineînțeles, pleacă mare favorită. Vedem o listă de rezerve promițătoare la Iași, cu Ciucur acolo, cu Mădălin Ciucă. Îl vedem și pe Eugen Neagoe, fost antrenor la Târgu Jiu. Nu a reușit însă să aibă prea mult succes. A avut numai puțin de 3 mandate la cârma gorjenilor. Și meciul va începe cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Adrian Stoicov, fost jucător la Politehnica Timișoara, decedat la doar 49 de ani. Timișoara, cel care a comandat centrul de copii și juniori al Timișoara, Adrian Stoicov. Gracias.
Da, stai să înceapă așadar această ultimă partidă din etapa a doua a play-out-ului Ligii 1. La ceea ce am văzut până acum nu mai poți fi sigur de nimic. Spuneam, un rezultat bun obținut și de Pandurii. În confruntările directe, gorjenii au un palmares ceva mai bun, dar evident meciurile s-au disputat atunci când cele două echipe, între cele două echipe exista o diferență mult mai mare. E și acum o diferență, însă în favoarea oaspeților, cât de repede se schimbă anumite lucruri în fotbalul nostru. Pandurii celebrează astăzi 400 de meciuri în istorie în Liga 1, de altfel au fost prezentate și tricouri speciale cu această ocazie. Începe această partidă cu posesia Iașului. Iașul a câștigat în ultima etapă cu 3-1 în fața celor de la Concordia Chiajna, un rezultat care a ținut-o pe poziția a doua. Cred că, dacă e să ne uităm așa puțin la rezultatele din prima etapă, a fost chiar o rundă excelentă pentru echipa lui Eugen Agoe, pentru că Botoșaniul a pierdut, Voluntariul a remizat cu Pandurii, astfel doar Gaz Metan a câștigat cu ASEA cu 2-0, iar Iașiul, în cazul unei victorii, ar putea rămâne la 3 puncte în spatele Gazului. Vorbeam noi de distanța dintre Ieșeni și această zonă fierbinte, însă Iașiul, dacă va câștiga și astăzi, cred că mai degrabă e îndreptățită să aspire la primele poziții în această zonă. Da, iar pentru Pandurii Târgu Jiu, e adevărat, când întâlnești Iașul, pare o echipă totuși din altă categorie, la fel și Gaz Metan Media, și cred că și un punct ar fi bun pentru gorjeni. Ei trebuie să rezolve meciurile cu echipele de acolo, de lângă ei. O pasă bună acum pentru Bele, intră în careu foarte bine Ene, reușește să intervină aici și să vedem ce s-a dat, probabil da, repunere din 6 metri. O intervenție foarte bună, o primă intervenție bună a lui Ene. Stanca pentru Bușu, care nu mai reușește să țină această minge în teren. Într-adevăr, mai degrabă o selecționată de divizie secundă în acest moment Pandurii. Cu excepția poate a lui Ene și a lui Negruț, fotbaliști care au făcut parte din lotul CFR-ului. În rest, cum spuneai și tu, Samson, Bușu, Firțulescu, veniți de la Vâlcea, Clistei venit de la UTA din divizia B, centrare acum spre Sergiu Negruț, minge respinsă de Mihalache, vine foarte bine Golubovici, Vasile Gheorghe acum. Minge pentru Lucaș Bele, care este faultat de Bușu. Lovitură liberă, dar nu de acolo. E greu să dai drumul la minge de acolo, cum a vrut Golubovici. În sezonul regulat, Iașiul n-a mai reușit, să spunem, o serie așa cum reușea în stagiunea precedentă. La un moment dat prindea Iașiul cel puțin o serie pe teren propriu excepțională atunci. A terminat pe locul 10 Iașiul cu 29 de puncte, 10 puncte mai mult decât Pandurii. Vasile Gheorghe se pregătește să execute prima lovitură de la colț acestei partide. Multă mișcare în careul Pandurilor. Centrare la marginea careului Michera. Acolo Cristea, care se și urcă puțin pe adversar. A împins atacantul Iașiului. Este avantaja de statură la astfel de faze fixe. Iașul totuși două victorii consecutive, își poate crea un moment favorabil. E adevărat, vine pauza competițională această săptămână, meciuri ale echipelor naționale. Mai puțin de 24 de partide vor putea fi urmărite în direct pe canalele DigiSport. De asemenea, va fi difuzat și sub formă de înregistrare partida dintre România și Danemarca, meci care va avea loc pe Cluj Arena. Sperăm noi la o victorie a băieților noștri. Acum o pasă bună din prima lui Bușu pentru Firțulescu. Firțulescu cercă un dribbling, pasează înapoi pentru Zaina. Se complică, rămâne însă la minge Zaina, care trage cu interiorul deloc rău și
prima acțiune finalizată de echipa lui Flaviu Stoican. Primele emoții pentru Branko Grahovac. Da, și vedem aici Zaina are timp să-și pregătească execuția. Zaina, de altfel, din această echipă aparent modestă, a reușit să se facă deja remarcat. Pare că e un jucător cerebral la mijlocul terenului și parcă ceva mai înzestrat, parcă are ceva mai multă ușurință în a controla mingea decât cu echipierii săi. De asemenea, Surugiu, fost un jucător al celor de la CS Universitatea Craiova, cel care a și marcat în etapa precedentă în poarta voluntarului, spuneai tu, Ionuși, de Negruț, a marcat două goluri. Însă, în rest, în apărare, sunt doi jucători fără experiență în zona centrală, nu că cei din flancuri ar avea prea multă. Samson Nwabueze, titularizat astăzi, este singura schimbare făcută față de echipa din etapa precedentă. Samson Nwabueze ajunge, iată, să joace în prima ligă la 29 de ani, deși el e de la o vârstă foarte fragedă în România. Da, a stat mult la nivelul diviziei secunde, mai ales la Vâlcea. Cum o pasă pentru Golubovici. Nu, nu a fost Golubovici, Andrei Cristea. A ajuns târziu la această minge atacantul Iașiului, care pare să-și fi rezolvat și problemele financiare, care o bântuiau prin toamnă. Nu s-a mai auzit nimic din acest punct de vedere. E o echipă liniștită. Sau măcar mai liniștită decât celelalte de da. Subia. Nu știu dacă e vorba de vreo liniște așa totală la multe echipe din campionat în acest moment. Vasile Gheorghe din prima spre Andrei Cristea, dublează Ene, care reușește să țină mingea în joc. Da, pentru jucătorii celor de la Pandurii Târgu Jiu e o șansă de a se remarca, de a prinde poate din vară un contract mai bun. Cred că asta este cea mai importantă miză în acest moment. Da, pentru că bine, va fi important și de ce decizie va lua tribunalul în legătură cu falimentul acestei grupări. O echipă care s-a salvat de vreo două ori și nu pe teren de-a lungul istoriei sale în prima ligă. A avut ceva șansă. Acum însă este pe loc retrogradabil, spuneam, după victoria Timișoarei de astăzi. Timișoara o egalează la puncte pe Concordia Chiajna. Recuperează Gorjeni la mijlocul terenului. Cioinac este ajuns din urmă de Golubovici și faultat. Bagă umărul acolo Boian Golubovici, același jucător de travaliu și de efort. Golubovici nu se limitează doar să rămână în față. Cu el în teren obținea Iașul acea serie de care vorbeam mai devreme. A avut la un moment dat 7 victorii consecutive pe teren propriu echipa moldoveană. Da, și până la urmă ce victorie a obținut Iașul cu golul lui Golubovici la București cu voluntari. Cel călcâi care a fost faza etapei în acea partidă. Degajează Mihalache. Florin Ilie respinge la rândul său. Da, e un meci diferit față de ce a fost la începutul acestui sezon de primăvară. Acea partidă terminată la egalitate 1-1, dominată clar de Iași, care a ratat câteva ocazii foarte, foarte mari, dar nu a putut să câștige. Acum Pandurii pare o echipă mult mai legată. Spuneam, Stoican a mers pe aceeași formulă, indiferent de rezultate. Și s-a creat probabil o omogenitate, s-au creat niște relații de joc. Fotbaliștii se cunosc mai bine. Da, și mi s-a părut că Stoican a fost și realist și modest în același timp atunci când a preluat-o pe Pandurii. A spus că până la urmă, rezultatele cu primele patru echipe, acea categorie pe care o aminteai și tu mai devreme, cu Gaz Metan, cu Botoșani, cu Voluntari sau cu Iași, rezultatele cu aceste echipe contează puțin, mai puțin, să spunem, decât cele cu celelalte patru echipe. Vasile Gheorghe
E deposedat destul de ușor acolo Bosoi, din nou Gheorghe, iese Samson Abueze la pressing. Rămâne însă posesia Iașiului, o deviere optimistă aici. Stanca nu are cu cine să joace, iată-l în imagine pe Eugen Neagoe. A antrenat-o pe Panduri între 2006 și 2007, 2007 și 2008, 2008 și 2009. 25 de victorii, 14 remize și 34 de înfrângeri. Un bilanț negativ așadar pentru Eugen Neagoe pe banca Pandurilor. De la Țigănașu. Înapoi primește Mihalache. Pentru Frăsinescu, mai departe, deocamdată construiesc cu atenție acest atac, cei de la Poliaș, Vasile Gheorghe, nu a fost Bele din prima, acum este Vasile Gheorghe. O încercare de pas în adâncime, foarte bine s-a opus Bușu, Sergiu Negruț pierde ușor la mijlocul terenului, din nou Bușu recuperează. Este presat de Lucas Böle pentru Florin Ilie, care degajează greșit, recuperează Bojan Golubovici. Greșește, o pasă simplă și Bosoi și până la urmă se aude fluierul lui Alexandru Tudor. Va fi lovitură liberă pentru Poliaș, care a pierdut o singură dată în ultimele patru deplasări din Liga 1. A pierdut la Timișoara 1-2. Timișoara care, iată, face adevărate minuni. O echipă penalizată, să nu uităm, cu 14 puncte. Da, ar fi fost la egalitate cu Botoșaniul, echipă pe care a bătut-o în prima etapă. Nu e deloc o veste bună, în schimb, pentru Flaviu Stoican, ceea ce face Timișoara. Și nici măcar victoria celor de la ASEA în fața Concordiei, deși Chiajna e trasă și ea în această luptă și mai serios. Scoate Iașiul în lateral, Bosoi în centru pentru Vasile Gheorghe. Ștefănescu pentru Frăsinescu, însă e o posesie destul de greoaie. Primește Frăsinescu. Minge până la Mihalache. Avansează fundașul central al Iașiului, Bosoi dă și pleacă, iese combinația cu Böle. Dar oare ce căuta Andrei Cristea, care i-a închis flancul lui Bosoi cu această demarcare absolut inutilă acolo în tușă. Acum, în fine, a plecat Cristea și a eliberat calea lui Bosoi, care nu obține nici măcar o lovitură de colț. Se pare că mingea blocată de Bușu l-a atins pe fundașul Iașiului înainte de a ieși afară. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Intrăm în minutul 14 al acestei partide. Foarte puțină lume a venit la Severin în această seară pentru a o vedea pe Pandurii. Da, tot am avut imagini despre cum merg lucrurile la stadionul din Craiova. Nici o știre nu am văzut despre cum decur lucrurile la stadionul din Târgu Jiu. Bine, ar fi absurd să se facă totuși acel stadion și echipa să nu mai existe atunci. Asta ar fi ultima. Așa ceva n-am mai avut acum. Da. Ar fi o premieră. Bine, se face și o sală nouă, din ce am înțeles. Și avea o echipă foarte frumoasă de basket, Pandurii, care a jucat și în cupele europene. Și handball aveau la Târgu Jiu, nu mai e nimic, din păcate. Bine, poate ori veni și vremuri mai bune pentru sportul din acea zonă. Ștefănescu întoarce până la Țigănașu. Daisuke Sato, convocat la Naționala Statului Filipine. Bine, vrei să spun ceva, el atât timp cât a jucat la Iași, a făcut-o foarte bine pentru nivelul campionatului nostru, pentru nivelul echipei sale.
Jucător constant, o concurență serioasă pentru Țigănașul în acel flanc stâng. Aducem aminte pe vremea lui Nicolo Napoli, Iașul nu avea deloc opțiune așa de rezervă. Era jucat Mădălin Ciucă, mi-aduc aminte, pe toate posturile. Sato nu are cum să fie un jucător foarte pretențios din punct de vedere al salariului. Să nu ne gândim totuși că Iașul are așa venituri mult mai generoase decât gorjenii. Sigur, cred că la nivel de salarii Pandurii este ultima, pentru că există acea limită de 1000 de euro care a izgonit practic vreo 18 jucători în iarnă. Dar iată, până și ASEA are măcar câțiva, măcar o parte din jucători, cred că mai bine plătiți. Dacă s-or da banii. Dacă s-or da, bine, pe hârtie. Acum da. Nu știe nimeni cât primește un fotbalist, da, întotdeauna și cum primește. Jucătorii care țin vestiarul de obicei sunt plătiți. Nu sunt lăsați așa să facă foamea ca restul. Bosoi tot încearcă, de când a început meciul, să obțină ceva în această zonă. Ba s-a chinuit să scoată corner, ba un fault aici, e o mână a lui Bușu, dar prea puțin pentru fault, imediat a căzut acolo Bosoi. Iată, Samson nu abueze, nu poate continua totuși o fază simplă. Vom vedea multe astfel de erori la nivel individual la Pandurii, însă, spuneam, mie mi se pare că la cât de multe s-au schimbat la acest club, Flaviu Stoican face o treabă excepțională, pentru că îi așează destul de bine în teren. Îl vedem pe Sorin Bușu pe postul de fundaș stânga, năucit el cei drept pe la voluntari, a făcut un meci slab, dar până la urmă, așa ca echipă, Pandurii se exprimă bine pentru ceea ce oferă Calot. Centrarea lui Țigănașu și un șut al lui Golubovici din marginea careului. Mult peste poartă. Da, deocamdată Iașul, e adevărat, nu reușește să își impună jocul așa cum ar trebui să o facă. Pentru că este totuși o echipă cu potențial. Să nu uităm, o echipă care a visat la un moment dat la play-off. O echipă care a jucat în cupele europene, nu cu mult timp în urmă. Și care se gândea la titlu, eu nu ți la un moment dat. Da, nu, asta cu titlul, nu știu când am... Nu, mă referam la Pandurii, îmi cer scuze. Da, bine, da, de Pandurii, da, în urmă cu un an. Da, pe vremea lui Edi Iordănescu era o echipă foarte frumoasă, care se lupta de la egal la egal cu celelalte. Și mi-aduc aminte de acea perioadă în care... Da, vezi, toate echipele care s-au luptat la titlu și nu au reușit să ajungă acolo... Apoi au clacat, așa da, este. Da, au investit, mă rog, cât nu le ținea buzunarul. Și a urmat o perioadă de colaps. Așa s-a întâmplat și cu ASEA. Foarte aproape să ia titlul. Oțelul, bineînțeles, faliment. Urziceniul, faliment și așa mai departe. CFR, insolvență. Timișoara, nu uita. Timișoara, da. Toate echipele care au vrut să pună mâna pe jackpot și care nu au ajuns acolo anul imediat următor, au avut aceste echipe de suferit. Da, și să vedem mai întâi însă această fază a lui Ștefănescu. Centrarea cu exteriorul, interesantă! Și Bușu respinge în afara terenului. E prima lovitură de la colț acestei partide. Da, revenind la ceea ce vorbeam mai devreme, Ionuț, momentul în care investești totuși mulți bani pentru a te bate la titlu, nimeni nu și-a asigurat însă și o plasă de siguranță acolo, un centru de copii de la care să poți promova în eventualitatea în care cazi atât de mult, să poți promova câțiva jucători. Au rămas cu mâna goală și cei de la Târgu Mureș și exemplele pot continua. Singura care, să spunem, a făcut față cu brio la astfel de situații a fost CFR Cluj, care a avut o rețea de scouting sau de impresari foarte bună și când s-a luptat la titlu, dar și când a avut salarii mici și a încercat doar să iasă din insolvență. Primește Cioinac, joacă pentru Ene. Pierde mingea Surugiu, destul de ușor. Frăsinescu.
Pasează, încearcă să paseze din prima, cei de la Iași, o deviere pentru Ștefănescu, pasă bună pentru Andrei Cristea, dar Florin Ilie ajunge primul la această minge. Cristea se luptă cu Florin Ilie, Cioinac deposedat de Cristea, iar Iașul reușește să păstreze controlul asupra mingii și ușor, ușor, iată, începe să-și impună jocul, avansează și Mihalache. Combină cu Bosoi, pasă cam moale, Vasile Gheorghe, bună această minge între linii pentru Böle, dar da, până la urmă minge ajunge la Mihalache, care încearcă o centrare pretențioasă. Balonul este respins în afara terenului, aruncă de la margine Böle, Vasile Gheorghe, din nou Lucaci Böle, se desprinde puțin, centrează bine Böle, respinge Ene. O preluare largă aici. Rămâne însă posesia Pandurilor. Ce lipsă de reacție și a lui Vasile Gheorghe. Poate avansa Firțulescu. Este Cioinac în centru. Și încercare optimistă și a lui Cioinac aici. Cred că Panduriu așteaptă totuși prea jos pe Iași în aceste prime 20 de minute. Iașul care nu are așa foarte mulți tehnicieni, foarte multă fantezie, dar în ceea ce privește poziționarea, din punctul meu de vedere, Cristea și Golubovici se pricep mai bine decât toată echipa a Pandurilor la acest capitol. O echipă mult mai experimentată, care își asumă totuși mai mult inițiativa în această partidă până acum. Mihalache, Vasile Gheorghe, presat acolo. Răsinescu nu are însă cu cine să combine în centru. Iată, în astfel de momente ne putem da seama că totuși nici Iașul nu i-ar strica parcă un punct aici. Nu cred că ar fi așa o mare tragedie dacă echipa lui Eugen Nagoe n-ar bate. Da, atâta timp cât în meciurile directe nu pierzi cu echipele care sunt sub tine, acestea nu se pot apropia, păstrezi distanța. Adevărat, calot în acest moment Iași și ASEA Târgu Mureș, Pandurii și ASEA Târgu Mureș sunt cele mai slabe echipe. Timișoara are avantajul unei omogenități și a câtorva elemente de valoare. Foarte bună preluarea lui Firțulescu. Îi trimite lui Surugiu, încearcă să centreze, blochează Mihalache și este lovitură de colț pentru Pandurii Târgu Jiu. Dai seama, cu o victorie ar face 14 puncte Pandurii, s-ar apropia la 4 de Iași, la 2 de Voluntari, dar cel mai important ar ieși ea din zona retrogradării. S-ar lansa aproape complet acest play-out. Da, ar fi... ar fi în continuare foarte, foarte interesant. Bate Hlistei, un jucător talentat, acest Hlistei. Bate lovitura de colț, iese Grahovaț și reține. Stau și mă gândesc totuși că aceste meciuri să le spun precaute, să folosesc un cuvânt blând. Aceste meciuri sunt și pentru că au jucat așa echipe amenințate serios cu retrogradarea și cele care s-au trezit mai degrabă în play-out, precum Voluntariul sau Iașul, care sunt precaute, mai ales în deplasare, joacă economicos, așa cum o face și Iașul acum. Abia aștept însă acea perioadă de final de sezon. Sunt 14 etape, suntem abia în a doua rundă. Iar în curând vom vedea și dueluri foarte încinse. Mă gândesc, nu știu, la un... pentru că e vorba de Panduri acum. În următoarele două meciuri, echipa lui Flavius Stoican joacă în deplasare la Chiajna, la Târgu Mureș și apoi acasă cu Timișoara. Meciurile astea ar trebui să fie mult mai disputate decât ceea ce am văzut în confruntările cu Voluntari și acum cu Iașul. E un faul tare acolo, însă se lasă avantaj și va fi cartonaș galben acum. Da, văzut de răuță. Nu poți să dai o astfel de pasă cum a dat Sergiu Negruț aici. Scăpaseră pe un contraatac foarte bun cei de la Pandurii Târgu Jiu, iar
Sergiu Negruț a pasat lamentabil de-a dreptul. Degeaba protestează Răuță, niciodată primul fault, chiar mai ales dacă este foarte dur, nu trebuie tolerat. Fotbaliștii au în cap această idee, nu știu de unde le-a venit. Poate nu se uită prea mult la fotbal în rest, că e primul fault. De parcă asta ar fi o scuză. Am văzut și în străinătate, Ionuț, foarte des aceste apucături. Bine, poți să protestezi. Dacă doar ai tras puțin sau doar ai intervenit cu umărul, ai făcut un fault, tu încercând să joci mingea cât de cât, să te Ce ușor fluier aici, ce ușor fluier aici, Tudor. Puternic, e puternic Sergiu Negruț, a pus piciorul în fața lui Mihalache, dar la minge. Da, a căzut imediat acolo Mihalache. Nu, dar era foarte relaxat, se întâmplă uneori asta, uite, uite. Pune piciorul în fața lui, puternic. Îl talonează corect, așa e. Da. O fază care le dă curaj gazdelor, se aude de pe margine, hai că se poate. Într-adevăr au fost câteva momente bune. Da, Mihalache e incomodat aici, acordă o aruncare de la margine. Aruncă Mușu, nu are însă opțiuni, vine Negruț, întârzie Mușu, e o prelungire bună pe spate, faultul lui Mihalache. Oh, da. Este Surugiu, jucătorul călcat... Călcat de Mihalache la faza de mai devreme. Bine, a căzut pe el. Nu cred că are o vină foarte mare. Da, nu are o vină. L-a călcat însă cu crampoanele de pe spate, care sunt puțin mai înalte de obicei, și l-a călcat cu călcâiul. Și într-o zonă sensibilă. Da, poate să-ți facă fractură de metatarsian foarte, foarte ușor. Să vedem lovitura liberă pe care o bate Firțulescu. Centrarea acestuia respinsă de Răuță. Vine Cristea, care dă pe lângă minge. Samson. Uite, prinde puțin curaj echipa lui Flavius Stoican, dar lipsește precizia la ultima pasă. Da, precizia, pentru că nu e o calitate foarte mare a jucătorilor. Faultează Cioinac, fotbalistul care ajungea la un moment dat în curtea lui Dinamo, pleca după câteva partide. E un jucător clar dorit de Flavius Stoican, pentru că el venea la Dinamo când Stoican era antrenor, da. De la Fortuna. Dacă ți-aduci aminte, s-a jucat la Ploiești un meci de cupă, cu el transferat de la Fortuna la Dinamo și împotriva lui Fortuna. Dar apoi, la final de sezon, n-a mai prins lotul. A fost lăsat să plece liber de contract. Da, dintre enigmele fotbalului, transferul lui Cioinac la Dinamo, în fine. Într-un fotbal dominat de impresari și de în care conducătorii de club parcă acționează împotriva interesului clubului, găsim și astfel de transferuri ciudate, numai la noi, peste tot. Da, și mi-aduc aminte de acea partidă, Cioinac a și marcat un meci câștigat atunci de Dinamo în prelungiri. Degajarea lui Florin Ilie, Clistei reușește să devieze până la Surugiu. Apare Samson. Cade foarte ușor Samson aici, dar cred că a existat contact, pentru că jucătorul Iașului se resimte mult mai tare. Și până la urmă Cioinac dă mingea în afara terenului. Ia să vedem aici ce s-a întâmplat. Îi bagă mâna în ochi lui Țigănașu. Și cam atât. Și cam atât s-a întâmplat, da. Samson în niciun caz nu a fost faultat. Minge predată gazdelor. Florin Ilie. Minge lungă aici. Urmărea acolo Surugiu. Samson destul de bine poziționat aici. L-a evitat pe Țigănașu. E fault. La semnalizarea asistentului de pe acea parte.
altul asupra lui Surugiu. Tot el a fost călcat. Mi se pare că la celălalt picior acum. La prima fază a fost călcat pe dreptul, acum pe stângul. Iată, oh, da. Și aici e destul de dureros. Da. Păi nu, tot pe exterior a fost călcat și atunci de Mihalache. Atunci pe dreptul, acum pe stângul, să-i se echilibreze durerea. Ușor ghinionist Surugiu, care și șchioapătă și a încasat-o serios, da. Mai dureroasă pare această intrare. Să vedem centrarea lui Hlistei. Hands, da. Dublu hands al lui Ene. Mai întâi mingea a sărit din pământ în braț, apoi și la degajarea lui Mihalache. Pe Ene la un moment dat... Atenție aici, da, indirectă. Da, e indirectă. Da. Incredibil. Ce face Grahovaț. Dar nu, pentru că mingea nu a ieșit din careu, are noroc Grahovaț. Dar e de discutat, da? N-ai mingea voie să stai aici, așa se... Dar era cu spatele Sergiu Negruț. Iată o fază discutabilă. Iată o fază discutabilă. Grahovaț a atins mingea. Ia să vedem. Da, aici Negruț putea să se ducă liniștit. Păi da, trebuia să o ia. Alexandru Tudor spune că nu a respectat distanța. Cred că asta putea să impute, nu? Dacă... Dar el, Grahovaț atinsese mingea, tu ai dreptate. O fază, e Ion Crăciunescu invitat la Fotbal Club în pauza acestei partide și probabil dânsul va ști să ne explice ce a fluierat Alexandru Tudor. Da, s-a auzit pe microfonul de ambianță atât, nu ai voie să stai aici. Da, dar nu a cerut distanță, nu știu, mie mi se pare o eroare a lui Grahovaț, pur și simplu, cred că trebuia acordată lovitură liberă indirectă pentru Pandurii Târgu Jiu. La o astfel de fază. Așa nu are voie un jucător să atingă mingea de două ori la o lovitură liberă. Era lovitură liberă directă, da? Grahovaț a atins mingea, trebuia să-i o lase lui Negruț. Mă rog, nu a făcut-o, trebuia dată lovitură liberă indirectă. Mi se pare greșeala lui Tudor, care nu știu ce a invocat acolo. Distanța. Așa mi se pare, sigur. Că asta a fost explicația lui. Că n-a respectat distanța Negruț, dar Negruț se retrăgea. N-a respectat, trecea pe acolo, în fine, da, e o fază care... Eu nu spun că are dreptate, eu îți dau ție dreptate, pentru că și mie mi se pare că totuși Grahovaț face o greșeală acolo. Da, e lovitură liberă indirectă, clar. O, ce deviere frumoasă aici pentru Hlistei. Momente bune de joc pentru Pandurii Târgu Jiu. Da, n-a jucat rău. Așteptat echipa lui Flavius Stoican în primele 10 minute, apoi ușor a prins curaj. Iașul nu pare desperiat. Surugiu scoate bine aici Răuță și continuă, apoi faza pasa cu exteriorul, aștepta în centru Golubovici. O jumătate de oră în care n-am văzut totuși nimic nici din partea lui Cristian, nici din partea lui Bojan Golubovici. Golubovici acum pentru Bele. Se ridică Faniol de la margine, poziție de offside la Golubovici, nu la Bele. Primește Florin Ilie până la Bușu. Demarcat Negruț, însă pasează târziu Bușu. Aruncare de la margine pentru Pandurii. Revedem poziția lui Golubovici de mai devreme. Fotbal! Direct, Sergiu! Fotbal să văd! Fotbal să faci? Fotbal să văd! Fotbal să văd! Da. Imperativ, așa. Da. Este Alexandru Tudor, e vocea lui. Da, pleacă, se aude pleacă, foarte bine. Da, avem tehnică bună, avem microfoane acustic, care captează bine. Da. Da, Alexandru Tudor, cel mai vorbăresc de pe teren în aceste momente. E bine... Mie îmi plac arbitrii care vorbesc în teren. Da, corect. Încearcă să impună un ritm, sau mă rog, să ajute ritmul partidei. Răuță, pasa din prima lui Golubovici, cam în față însă. Foarte limitată pe fază de atac Iașul. Surugiu, Răsinescu e acolo, Samson din prima. Este Hlistei, Țigănașul. Nu respinsese chiar foarte convingător.
Tot el repune de la margine. Și un eco din tribună. Iarăși s-a călcat. A fost călcat un jucător, Golubovici, cred. El este. Da. Cred că e o grupă de copii sau ceva, pentru că imediat a primit Golubovici așa un ecou cu voci de copil. Da. Da, călcat probabil pe picior. Intrăm în Liga întâi imediat. Lovitură liberă pentru Ieșeni, Frăsinescu până la Mihalache. Intrăm în ultimele 10 minute ale primei reprize. 0-0 Pandurii, CSM Poliași. Iașul, de fapt, o partidă până acum fără ocazii. Băle. Trimite lui Ștefănescu, ajutat de Vasile Gheorghe. Înapoi pentru Răuță. Primește Frăsinescu. Mai departe pentru Vasile Gheorghe, Țigănașu. Andrei Cristea, Ene reușește să intervină, deposedat de Golubovici. Răuță reușește să rămână la minge, joacă mai departe. Iașul plimbă mingea, însă nu reușește să intre în ultimii 30 de metri. Acum o minge bună pentru Andrei Cristea, îi așează lui Vasile Gheorghe, centrare prea puternică și mingea iese în afara terenului. Dar repunere din 6 metri. Ia să vedem aici, da, poziție regulamentară a lui Andrei Cristea. Încercarea a continuat apoi acțiunea cu acea deviere. Iașul recuperează prin Bosoi. Mihalache pasează la adversar, o serie de erori. Bușu respinge greșit. Golubovici spre Andrei Cristea, este acolo Ene, care respinge în aut. Aruncă de la margine Bosoi. Minge deviat, acum Bușu încearcă să protejeze, cade, obține lovitura liberă, presat de Bosoi. Bușu și el, un jucător reprofilat aici la Pandurii, are și avantajul că evoluează pe un post cunoscut bine de Flaviu Stoican, cel de fundaș de bandă. Cioinac intră prea mult în acea minge, totuși greșește Vasile Gheorghe și acum Bușu încearcă să avanseze. Pasa către Firțulescu, prea scurtă însă. Minge înapoi până la Stanca. Ce bun ar fi totuși și două rezultate de egalitate la rând pentru Pandurii cu Voluntari și Iași. Da, Stanca, ultimul mohican din vechea gardă. Bine, pe Stanca l-am văzut de multe ori ieșind mult la marginea careului și vorbește în permanență cu Ilie și Ene. Ba chiar l-am văzut portar libero de multe ori, încercând cumva să compenseze pe cât posibil eventualele defecte de poziționare ale coechipierilor săi. Bușu, foarte util în această primă repriză, obține aici o lovitură liberă. Altul lui Böle, nici Böle nu s-a văzut. Iașul mi se pare foarte închistată, foarte crispată. Și în continuare nu e nicio diferență între cele două echipe, așa la realizări. Centrarea lui Firțulescu, minge prelungită pe spate, dar respinsă apoi. Böle. Cristea îi așează aici lui Vasile Gheorghe. Minge lungă de urmărire, însă Bușu respinge în centru. Excelentă, a respins apoi Zaina. Böle. Recuperează Gorjeni, nu dictează nimic aici Alexandru Tudor, continuă faza, Firțulescu. Negruț îl depășește ușor pe Mihalache, apoi vine această centrare, Grahovaț reușește să rețină
Da, iar cu privire la acea fază, contestată mai devreme, sau mă rog, acea fază controversată, a avut dreptate Alexandru Tudor. Noi vedem aici o lovitură liberă, sau mă rog, un fault asupra lui Bele. Mingea nu este considerată în joc la o lovitură liberă din suprafața de pedeapsă pentru echipa în apărare dacă nu iese din careu. Și atunci a avut dreptate să dispună repetarea loviturii libere Alexandru Tudor. Așadar, mingea nu era încă în joc, nu era considerată în joc, deși fusese atinsă de Branko Grahovac. De aceea s-a repetat lovitura liberă. De altfel, și semnul pe care l-a făcut Alexandru Tudor, indicând linia careului de 16 metri, arăta că mingea nu a ieșit. Aici faultează Bele, care dărâmă doi jucători dintr-o lovitură. Se îmbrâncește aici cu Bușu și să vedem dacă va scoate cartonașul Alexandru Tudor. Da. Va fi avertizat fundașul stânga al Pandurilor. Vine și Iene acolo. Protestează trei jucători de la Gurgeni. Împăciuitor Alexandru Tudor, dar ambilor îi împacă, da, cu un cartonaș galben pe ambii jucători. N-au putut rata ocazia Alexandru Tudor. Al treilea galben. E sub media, s-a obișnuit oricum Alexandru Tudor. Bine, mai e o repriză. Așa e. Da, multe ciocniri, multe... Iată aici ciocnirea dintre Firțulescu și Bele, care se împinge. E un fotbal scrâșnit, așa, zmucit. Chinuit de multe ori, neinspirat, din inerție, din pase date să fie. Dar din punctul meu de vedere, nu neapărat Pandurii sunt de condamnat, pentru că e o echipă nouă. Eu de la Iași mă așteptam la ceva mai mult la această partidă. Sigur, suntem în minutul 42. N-am avut până acum meciuri demne de finale de Liga Campionilor în primele două etape. N-ar fi corect să fim mai pretențioși cu aceste două echipe. E un alt campionat și, sincer, chiar se simte acest lucru. A început și play-off-ul și play-out-ul. Se joacă altfel, practic nu au aceeași identitate echipele. Faultat Sergiu Negruț de Mihalache. Lovitură liberă pentru Pandurii Târgu Jiu. Au bătut aproape, Negruț, frumoasă această pasă, iese combinația, Negruț în marginea careului, o încearcă o minge printre Clistei, dar era în offside. Clistei. Și iată o primă repriză echilibrată, probabil la fel ca în meciul de la Timișoara, cineva înscrie prima va câștiga. În play-out predomină, sau mă rog, nu se înscriu foarte multe goluri din ce putem observa după primele partide. Sunt echipe care nu au elemente de valoare de la mijloc în sus, nu au jucători care să facă diferența și atunci ori o fază fixă, ori un contraatac bine dus până la capăt, dar așa pe atac pozițional foarte, foarte greu să desfaci apărarea adversă. Firțulescu ține mingea în teren, Ilie pentru Bușu. Minge lungă acestuia, respinge Mihalache. Preluarea lui Firțulescu, încearcă un dribling în fața lui Vasile Gheorghe, oprit de carul gorjenilor. Bosoi aruncă repede de la margine pentru Vasile Gheorghe, combină cu Lucaș Bele, dar revine Firțulescu și iată, reușește să țină mingea în joc. Bușu se complică, încearcă să protejeze, pierde în fața lui Bele. Apare și Ștefănescu în marginea careului și posibilitatea de contraatac pentru Pandurii. Cioinac însă
ratează preluarea. A plecat târziu, a plecat greu de pe loc acolo Cioinac. De altfel promițătoare acea fază, după cum ieșise inițial echipa gorjeană, respinge Ene. Și acum Zaina scoate bine acolo. Așează însă bine și Frăsinescu în fața acestui balon. Va fi aruncare de la margine. Suntem în ultimul minut al acestei prime reprize. La pauză vă așteaptă Radu Naum împreună cu invitații săi la Fotbal Club. De asemenea, pe Digisport 2 vor începe rezumatele etapei din La Liga, apoi și cele de Italia și cele din Franța. Pauză de campionate în această săptămână, câte 5 meciuri vineri și sâmbătă pe canalele Digisport din preliminariile pentru Cupa Mondială, apoi duminică alte 3 partide. Programul complet îl găsiți pe site-ul nostru digisport.ro, tot acolo cele mai importante faze de la fiecare partidă din Liga 1 în timp real. Bună această preluare a lui Negruț, însă era în fața sa și Frăsinescu. Se arătase un minut suplimentar, însă Alexandru Tudor se grăbește să fluiere finalul acestei prime reprize, un scor care reflectă din plin ceea ce am văzut în primele 45 de minute. 0-0, Fotbal Club cu Radu Naum. Revenim în 15 minute, rămâneți cu noi.
Nimic nu se compară cu prima oară când te dai peste cap să iasă totul perfect. Și chiar reușești să faci cea mai bună impresie. Sau cu bucuria unui început de drum pe care sigur îl vei ține minte. Credem că nimic nu e mai proaspăt ca o prima oară. Alte feluri de proaspăt îți oferim noi la raft. Kaufland. Trăiește fresh. We'll be right back.
Am revenit la Severin. Este încă pauză în confruntarea dintre Pandurii și CSM Poliaș. O primă repriză cu puține realizări. O replică totuși bună dată de Pandurii. Ne-am fi așteptat ca ieșenii să-și asume ceva mai mult inițiativa în această partidă, având în vedere, totuși, spunem noi, diferența dintre cele două echipe, care însă nu s-a văzut timp de 45 de minute. Vedem și unicul susținător al ieșenilor aici la Severin. Ce distanță mare e de la Iași până la Severin. Nu pare să fie vreo modificare în cele două echipe. Pandurii cu Stanca în poartă, Samson Nabuese, Ene Ilie și Bușu în defensivă, Zaina și Cioinag la mijloc, Cristei, Surugiu, Firțulescu și Negruț în față. Partea cealaltă, Grahovați, apoi Bosoi, Mihalache, Frăsinescu și Țigănașu în defensivă, Băle, Vasile, Gheorghe, Răuță și Ștefănescu în linia mediană, Golubovi și Cristea în atac. Trei cartonașe galbene arătate deja de Alexandru Tudor și, spuneam, o primă repriză care nu ne-a oferit prea multe șuturi la poartă, nu pe poartă, la poartă. Da, portarii nu au fost deranjați, nu cred că și-au murdărit echipamentul. Începe repriza secundă, lovitura de începere o au băieții lui Flaviu Stoican. Cred că singurul care poate fi mulțumit după prima repriză este Stoican, pentru că ai să i-au încercat în ultimele 20 de minute să facă ceva, dar nu prea au reușit. Aici Golubovici este faultat, dărâmat atacantul Iașiului. Da, într-o competiție, acest play-out în care, iată, poate gaz metan să se fi desprins puțin, în rest toate echipele tremură încă pentru salvarea de la retrogradare, pentru că mai sunt 12 etape în afară de aceasta, adică 36 de puncte puse în joc. Un sac de puncte, un vagon de puncte de câștigat, de recuperat. Și după această prestație a Timișoarei, iată, două victorii din două meciuri în play-out. Lucrurile se complică foarte tare. Chiajna, care începuse bine sub comanda lui Dan Alexa, iată, ultimele rezultate au târât-o în zona roșie a clasamentului. Bine, Ionuț, se vede ultimele 3-4 etape, când ambele echipe vor avea nevoie de victorie. Probabil se vor schimba multe la nivel calitativ. Cioinac pentru Negruț, spre luare cam largă aici, îi permite lui Bălă să recupereze, încearcă să pătrundă, excelent Zaina. Spuneam, unul dintre cei mai consistenți jucători din acest nou lot al gorjenilor. Răsinescu pentru Mihalache. Schimbă partea Mihalache. Samson reușește să intervină. Samson în continuare. Cristei, Ene din prima. Bună această pasă pentru Surugiu. Excelent Zaina, îl evită pe Vasile Gheorghe. Joacă în margine pentru Firțulescu. 1-1 aici cu Bosoi. Bună preluarea lui Firțulescu, ajutat de Bușu. Firțulescu pentru Cioinac și un șut de 3 puncte al lui Cioinac. O minge care se duce mult peste poarta lui Grahovaț. Iată, preferă ieșenii să nu plece cu construcția de la careul de 16 metri. Lasă pe Grahovaț să degajeze. Minge lungă, Samson, a sărit Golubovici, care lovește pe Hlistei. Se dă fault la acest duel aerian. Se ridică până la urmă destul de repede mijlocașul gorjenilor. Nu se vede mare lucru, nu cred că a fost ceva. În fine, schimbare de direcție, Bușu primește Firțulescu. Înapoi până la Cioinac. Nu este Cioinac, ci Zaina, cel care a încercat să treacă prin dribling. Vasile Gheorghe ține și el de minge. Golubovici greșește această pasă interceptată de Bușu și Panduri încearcă să aibă mai multă inițiativă. E adevărat, e echipa care are mai multă nevoie de puncte, fiind pe loc de divizia B în acest moment.
Până la urmă, banii care vin din drepturile TV sunt extrem de importanți. E greu atunci când retrogradezi un an de zile să nu mai beneficiezi de acești bani. Vedem pe Ebele. Din prima, Bosoi, o minge aruncată la întâmplare. Florin Ilie combină cu Stanca. Portar care are un joc de picior excelent. Ștefănescu, dribling în fața lui Samson. Ene joacă foarte bine pentru Hlistei, care încearcă să accelereze. Reușește Hlistei foarte bine, urmărit de Ștefănescu. Hlistei și revine Alexandru Tudor și arată cartonașul galben lui Ștefănescu. Încă un galben. A lăsat bine avantaj Alexandru Tudor, dar până la urmă nu a reușit să profite Hlistei după o cursă de aproape 50 de metri. Nimeni de la Iași nu s-a făcut remarcat până acum în 50 de minute. Iată, Ștefănescu, Böle, Golubovici, Cristea, Vasile Gheorghe, jucători care ar trebui să creeze, să finalizeze. Și totuși o vedem pe Pandurii foarte mult în jumătatea Iașului. Aici un șut peste poarta lui Grahovaț, al lui Bușu. E lăudabil faptul că Gorjeni evoluează fără complexe. Și mi se pare că Iașul stă așa la ciupeală prea mult. Remarcam în prima repriză faptul că Pandurii au făcut pasul înapoi prea mult. Acum lucrurile stau exact invers. Hlistei urmărit de Samson. Nevoit să se întoarcă, pasă interceptată de Golubovici. Atenție aici, Zaina reușește să recupereze, o pasă pentru Sergiu Negruț, minge pentru Hlistei în marginea careului, scoate, a vrut să scoată înapoi pentru Surugiu, iar acum Ștefănescu trece ușor de Samson. Pasă pe culoar pentru Andrei Cristea, excelent Florin Ilie. Reușește să intercepteze. Recuperată de Ieșeni. Pentru puțin timp faultul lui Cristea aici. Faultare a lui Cristea. Da, direct în gleznă i-a dat, s-a și auzit, iată. Și a dat a doua oară. Iată, aici Cristea a vrut să-l faulteze. Da, să oprească jocul. Samson pentru Ene. Înapoi pentru Stanca. Prea relaxat aici portarul Pandurilor. Trimite direct în afara terenului. Le pune de la margine Bosoi. Răuță. Țigănașu. Înapoi până la Frăsinescu. Posesie din nou lentă a Iașului, cu multe pase ale fundașilor. Răsinescu reprimește de la Vasile Gheorghe Mihalache. E nevoie ca unul dintre fundașii central să urce pentru a crea superioritate la mijlocul terenului. Dacă Iașul vrea să combine la mijlocul, în linia mediană, era în offside Cristea, greșește aici Ene. A doua oară reușește să respingă. Continuarea Gorjenilor, pasa bună a lui Hlistei, Surugiu este acolo, urmează șutul pe colțul scurt, scoate Grahovaț. Cea mai mare ocazie acestei partide, șut pe colțul portarului, însă Surugiu se ajunge foarte bine la această pasă excelentă a lui Hlistei. Și Pandurii din ce în ce mai aproape pare de gol echipa lui Flaviu Stoican. Deja două șuturi expediate spre poartă, unul pe poartă, în nici 10 minute de la startul reprizei secunde. O minge aruncată în față, această dată fără adresă. O minge prinsă de Branko Grahovaț, care se grăbește să degajeze, intervenția lui Cioinac. Înapoi Florin Lie până la Bușu.
Dar până la urmă nu reușește să progreseze cei de la Panduri cu acel atac și e rândul ieșenilor să fie în posesie. Răuță. Răuță pentru Mihalache. Parcă ar fi o miză așa foarte mare, așa se joacă. Și încă mai sunt multe puncte la dispoziție. O intrare tare a lui Negruț asupra lui Răuță. Iar Iașiul nu profită. Se împotmolește cu acel atac. Hai să vedem dacă va vedea galben și Negruț aici. Nu cred. După reacția lui Alexandru Tudor. Am văzut faulturi mai tari. Da. Astăzi. E o contra acolo. Se rea jocul. Cu aruncare de la margine pentru Panduri. Am depășit și primele 10 minute ale reprizei secunde. 0-0 în continuare. Ocazie însă în dreptul gazdelor. Bosoi repune. Așteaptă Băle. Golubovici pe spate. Cioinac. Nu, Zaina este cel care respinge. Firțulescu recuperează. Acum este Cioinac. Îl chinuie însă mult pe Firțulescu cu această pasă. Irosită. Frăsinescu. Căutarea unei soluții. Urcă și Mihalache. Dar nu au curaj fundașii Iașiului. Acum Frăsinescu trimite o diagonală spre Bosoi. O pasă previzibilă respinge Bușu, Băle, Bosoi din prima. Degajează Florin Ilie. Răuță recuperează imediat. Iar acum Mihalache. Din nou se uită pentru o diagonală, Mihalache trimite însă prea puternic, Hristei respinge în afara terenului. Și Țigănașul se pregătește să repună mingea în joc. Andrei Cristea. Ține mingi utile pentru Cristea și Golubovici. Degeaba ai doi atacanți foarte buni dacă nu poți să-i pui în valoare. Destul de lentă în zona de mijloc, Poliaș. Da, jucătorii care trebuiau să pedaleze cel mai mult, trebuiau să producă cel mai mult, au fost în existență astăzi. Cele mai multe pase au fost la fundașii centrali. Frăsinescu și Mihalache, deviază aici Golubovici pentru Cristea, tot el recuperează, este însă fault. Din nou dictat foarte ușor acest fault. Mă rog, avea o poziție destul de bună Alexandru Tudor în teren. Zaina minge pe tușă pentru Bușu, care rămâne la minge, încearcă să centreze. Firțulescu se luptă să recupereze acest balon. Centrarea lui Firțulescu este Surugiu, așează această minge. Șutul lui Negruț în blocaj și va fi out. Da, out. Aruncare de la margine. Frumoasă până la urmă și această acțiune a celor de la Pandurii Târgu Jiu. Sincer, e un meci bun făcut de Pandurii. Mă rog, bun. Evident, cu adnotările de rigoare, în condițiile de față, în fața unui adversar mai bun. Teoretic. Nu și practic astăzi. Va fi corner aici. A doua lovitură de la colț a Pandurilor. Pregătește să bată Cristei. Centrarea lui Cristei. Sare acolo Ilie. Frăsinescu puțin derutat. Apare Ene. Apoi până la Zaina. Nu are culoare nici de centrare, nici de șut aici, însă controlează bine până la un anumit punct. Este dezechilibrat de Frăsinescu și scapă mingea în afara terenului.
Da, și am impresia că și Gorjeni o simt pe ea și că nu e în formă și prind mai mult curaj jucătorii lui Flavius Stoican, se ridică de acolo cu greu și Florin Ilie. Vom intra în curând în ultima jumătate de oră acestei partide. Se pregătește să degajeze Grahovaț. Da, vorbeai tu de program, spuneai că Pandurii va juca în deplasare la Chiajna. Va fi etapă intermediară. Să vedem însă această acțiune a lui Bușu. Din nou Bușu. Simulează bine acolo centrarea, trimite cu dreptul, respinge Frăsinescu. Va fi un program foarte, foarte condensat după această pauză internațională. Vom avea meciuri din Cupa României peste o săptămână. Partide foarte atractive. Apoi, bineînțeles, în weekend, meciuri din play-off și play-out. Iar apoi va fi etapă intermediară, cum spuneam. Negruț. Negruț și este deposedat de Frăsinescu, de Mihalache. Lovitură de colț pentru Pandurii, care face o repriză secundă foarte, foarte bună. Reușește să se mențină în ofensivă. Iașul aproape că nu există. O dezamăgire până acum echipa lui Eugen Neagoe. Bate Firțulescu, lovitura de colț. Vine centrarea lui Firțulescu, o lovitură de cap a lui Cioinac. Dintr-o poziție dificilă, trimite însă pe lângă poartă. Bate repede Grahovaț, Băle, înapoi pentru Bosoi. Iar acum Mihalache până la Frăsinescu. Linge lunga lui Țigănașu, Ene. Samson și fault în offside. Offside semnalizat de la margine. Ene se pregătește să bată această lovitură liberă. Înapoi pentru Stanca. Linge lungă acestuia, sare acolo și reclamă o lovitură cu cotul Surugiu. Surugiu cam cel mai faultat jucător. Dar s-a dus cu brațul peste umărul lui Surugiu Frăsinescu. Nu mi s-a părut o lovitură dură încasată de mijlocașul Gorjenilor. Și va intra Mitici, Milan Mitici, un fotbalist de mijlocul terenului, dar un fotbalist de profil mai degrabă defensiv. Cristei încearcă să centreze, respinge Mihalache. Și până la urmă balonul iese în afara terenului. Aruncare de la margine pentru Pandurii. E cel mai ofensiv joc al Pandurilor de când a venit Flavius Stoican și cu noul lot. Aici însă o pasă neinspirată, oricum Clistei era și el pe loc acolo. Angajarea lui Grahovaț. Zaina, Mihalache, Băle. Și acum Bosoi cu o minge lungă, însă fără probleme pentru Ilie, vine din față Negruț. Ștefănescu apare imediat ca variantă de pasă și Țigănașu, e ghicit însă acolo de Samson. Și va ieși Vasile Gheorghe, al cărui nume nu l-am pronunțat deloc în această repriză secundă. Da, și Stoican pregătește o modificare. Intră Milan Mitici, jucător ceva mai defensiv. Da, ce țin pe hârtie, sau mă rog, nu neapărat doar pe hârtie, dar ca profil, așa, ca stil de joc. Cred că trece la 4-2-3-1 Iașul.
Cred că retrage pe Crista sau pe Golubovici. Mă rog, îi vedem în linie aici. A, sau 4-4-2, clasic, cu doi atacanți. Dar Vasile Gheorghe e mult mai bun pe faza de construcție. Probabil a sesizat Eugen Neagoie problemele pe care le are echipa sa. În fața unei echipe, iată, în fața unui adversar, potriva căruia Iașul nu a șutat. Nu a tras la poartă Iașul astăzi. Bine, repriza a doua nu prea a ajuns la poarta lui Stanca. Zigănașu ratează această pasă, recuperează Hlistei, Surugiu încearcă să prelungească. Da, Golubovici acum scoate pentru Ștefănescu. Un atac care arată mai bine, dar întârzie centrarea, vine de la Țigănașu, pe colțul lung, Bele în fața porții, Cristea îi strică mingea lui Golubovici. Rămâne însă Iașul în posesie, Răuță pentru Țigănașu, încă o minge aruncată spre Golubovici, respinge Bușu. Nimic aici. Da. Și poate continua faza Zaina, a stat excelent. Acea minge apoi însă irosește pur și simplu această posesie. Putea fi surprinsă Iașul, Zaina însă s-a grăbit. Mitici schimbă partea, acolo este Bele, însă nici el nu poate ține mingea în teren. Și e schimbare la Târgu Jiu. Este Surugiu, cred. Nu, Hlistei este. Paul Păcurar în locul său. Îl vedem aici pe Sergiu Negruț, care se descurcă foarte bine. Îi trimite lui Surugiu. Deposedat, Surugiu, apare Samson. Vabueze, foarte hotărât. Și îl blochează pe Țigănașu. Al acum se joacă, ne îndreptăm spre un 0-0. Blocate cele două echipe, pur și simplu. Se anulează reciproc. Cenac caută pasa lungă, trece și echipa gorjeană peste faza de construcție. Acum controlează bine aici Bele, iese de acolo, însă intervine. Apoi excelent Bușu. Prea mult cu privirea în pământ, însă, jucătorii lui Flaviu Stoican. Cred că le-a reșit mult mai bine pasele, sau o să le iasă mai bine pasele, dată cu trecerea timpului, când va fi ceva mai multă omogenitate. Interesantă această idee a lui Cristea, să vedem și continuarea lui Bele. Bele, centrare în fața porții, respinge Ene. A gândit bine acolo Cristea, avea doi cu echipieri în spatele său. Centrare din prima lui Bosoi, prea scurtă. Ilie respinge, Mitici. Și acum Cioinac. Da, măcar teritorial Iașul își revine. Da, a mutat jocul în jumătatea de teren adversă, minge lungă, respinge Ene, Samson. Degajează Ene în cele din urmă. Respinge Frăsinescu, intercepție aici a lui Zaina, dar nu poate trece de Frăsinescu. A ales calea mai lungă după acea minge. Iar apoi îl și faultează. Ca un profesor care îl prinde pe elev făcând o prostie. Așa s-a uitat Alexandru Tudor la Zaina. Foarte autoritar. Frăsinescu. Bine, adevărul e că și-au cam văzut de treabă jucătorii de pe teren. Spre deosebire de ceea ce am văzut la Timișoara cu Voluntari, unde a fost Adrian Comănescu la centru, un arbitru poate în antiteză cu Alexandru Tudor la multe lucruri. Mult mai comunicativ și am văzut. La fiecare atingere erau trei sferturi dintre jucători cu mâinile pe sus. Nici așa nu e bine. Aici măcar nu comentează nimeni pentru că deja s-au dat repede cartonașe galbene și deja sunt patru avertismente.
A uitat Ștefănescu, se pregătește să execute țigănașul. Centrare puternică aici, Samson. S-a interpus acolo Ștefănescu, însă va fi o repunere din colțul careului mic pentru Stanca. 1 dintre cele mai ușoare meciuri pentru Stanca. Degajează destul de bine, va prelungi Surugiu. Samson, este aruncare de la margine pentru Gorjeni și va mai fi o schimbare pregătită de Flaviu Stoican, dar deocamdată trebuie să mai aștepte, trebuie să dea drumul la minge. Samson ratează preluarea aici, Paul Păcurar, minge care ajunge la Andrei Cristea. Cristea, bună pasa pentru Ștefănescu și a fost faul la Ștefănescu, un faul făcut de Ene. Lovitură liberă pentru Ieșeni, care au marcat 14 goluri din faze fixe, în timp ce Panduri a primit numai puțin de 10 goluri din astfel de momente. E vrea destul de departe de poartă această lovitură liberă, mult în tușă. Tot țigănașul se pregătește să o execute. Cea de mai devreme nu a bătut-o grozav. Acum trimite mult mai bine, respinge Ene. Frăsinescu, nu a fost Mihalache cel care a retrimis cu capul. Și să vedem dacă poate fi un contraatac. Firțulescu încearcă să schimbe partea, dar departe de Surugiu această pasă. Ștefănescu, Samson îl blochează acolo. Paul Păcurar, dacă nu mă înșel, e jucătorul cu numărul 50 folosit de Panduri în acest sezon. E un jucător care debutează astăzi. Un jucător de 26 de ani care la un moment dat era în lotul Botoșanului în sezonul 2012-2013 în Liga a doua. El nu a jucat în prima ligă. A avut însă un ultim sezon foarte bun. Da, lasă bine aici jocul să continue, Tudor. A căzut mult prea ușor acolo Golubovici. Răuță scoate în dreapta pentru Böle și face mingea pe stângul, apoi șutează puternic și o minge dureroasă aici pentru Cioinac. S-a fost lovit în plin. Oh, în abdomen, stomac, da, o lovitură dură încasată de Cioinac. Bine, și-a băgat piciorul tare în mingea acolo, Böle. Da, un șut sănătos. Au făcut bine, foarte bine Alexandru Tudor, că a oprit repede meciul. Și să vedem, ar trebui să se producă schimbarea. Deocamdată însă e nevoie ca Cioinac să fie scos în afara suprafeței de joc. E înțeles că trebuie să vadă Flaviu Stoican acum, să vadă dacă Cioinac mai poate continua sau nu. Pârcălabu este la marginea terenului. Adică un jucător care în tur prindea echipa mai des, nu prea se mai regăsește. Este vorba de Rodemi Strifu, cel care a jucat multe meciuri chiar titular. Iese Cristea în schimb la Iași și intră Alexandru Ciucur. Acum e 4-2-3-1. Probabil Ștefănescu va trece în centru. Da, și Böle probabil în stânga, pentru că e jucător de picior stâng. Da, iar Ciucur nu poate juca în altă parte decât în dreapta. Nu l-am văzut evoluând în stânga. Este Firțulescu de pe teren și intră Pârcălabu la Pandurii Târgu Jiu. A avut câteva momente în care nu s-a repliat așa cum trebuie Dragoș Firțulescu și a fost certat de Flaviu Stoican.
Are nevoie, simte că are nevoie de un jucător mai proaspăt acolo în stânga. Un jucător care să-l ajute pe Bușu, așadar Pârcălabu îl înlocuiește pe Firțulescu. Firțulescu și Gângioveanu erau marile talente ale Craiovei. Bine, și Bușu făcea parte așa din acea generație. Da. Din lotul de 200 de milioane de euro al lui Adrian Michitelu. Da, amuzant. Așa, privind retrospectiv, da. Da, cam ce s-a ales din acel lot de 200 de milioane. Bine, ca o consolare, sunt foarte mulți jucători în Liga Secundă care au făcut parte din, să spunem, linia a doua atunci, pentru că ei n-aveau loc, erau doar speranțe, intrau așa pe parcurs. Și cred că Bușu și Firțulescu n-au prins împreună 30 de meciuri în Liga 1. Prelungește acolo Băle. Da, până la urmă, Beule va juca în spatele lui Golubovici, Frăsinescu, tamponat de Surugiu. Lovitură liberă pentru Ieșeni, care totuși în aceste minute controlează cumva jocul. Apelează și la aceste mingi lungi. Pe Grahovaț, Țigănașu, până la Golubovici, Ștefănescu, foarte bună preluarea, mingea ajunge la Băle, care trage din unghi și va fi până la urmă out de poartă. Încă un sfert de oră. Da, această deviere a lui Enel bagă înapoi în joc pe Băle. Și într-adevăr, Băle e... în zona centrală, a rămas Ștefănescu pe postul său, el este cel care recuperează aici, Samson e fault. A avut multe lovituri libere, Iașul din această zonă, acum preferă să bată repede, Răuță prelungește, Mitici și Bosoi, minge gestionată până la urmă bine de Ilie, Bușu se complică puțin, a trimis în afara terenului, Mitici, Bosoi, Ciucur. Cioinac acum, încercare de contraatac a Pandurilor, a plecat în stânga Negruț, 3 contra 6, e prea mult, însă e o preluare care îl ajută aici pe Negruț, în duelul cu Mihalache, cel puțin l-a ajutat în primă fază. Și acum încercare de contra și a Iașului, Ștefănescu. Țigănașu, Samson, a doua victimă. Betfair Cash Out îți permite să urmărești pariurile live și, la momentul potrivit, să îți închizi pariurile. Da, o lovitură dură încasată de Samson, care se resimte. Da, și apropo de Gângioveanu și de Firțulescu, Gângioveanu se spune că ar fi fost dorit de Vaslui, care ar fi oferit 700.000 de euro pe Gângioveanu, dar Adrian Mititelu a cerut 1.500.000. Și a ajutat de Andrei Ionescu, jucător cumpărat de Steaua cu 800.000 de euro. Da, alte vremuri, alte investiții, alte ambiții, investiții fără alte cap, greșeli. Acum problemele fotbalului românesc sunt în altă parte. Și acum unii jucători au o cotă așa foarte mare, dar nu reușesc să aibă două cifre la numărul de goluri marcate. Au un număr de goluri dintr-o cifră, dar altfel vor să joace în străinătate. Consideră că au făcut foarte multe pentru fotbalul românesc și nu sunt în stare să o bage în poartă. Din poziții clare, bate Țigănașu, lovitura liberă, respinge Surugiu, balon recuperat de Ieșeni, care presează haotic. Grahovaț degajează Samson,
unul dintre cei mai rudimentari fundași pe care i-am văzut în prima ligă. Hai zi, măcar fundaș de bandă. Da, fundaș lateral, da. Unul dintre cei mai rudimentari fundași laterali care au, pe care i-am văzut în prima ligă. Negruț aici. Scapă mingea deposedat de Răuță. Bele pierde la rândul său. Samson din nou căzut în propria jumătate de teren. Cioinac. Păcurar obține o lovitură liberă după această intervenție a lui Ciucur. Lovitură liberă din poziție centrală. Da, s-a dus cu călcâiul, a lovit în gleznă, într-adevăr, iată. Îl șterge pe gleznă. Știe și el să pună piciorul bine acolo. Da, și fază bună. Fază bună pentru un șut direct spre poartă. Șase oameni în zid. Mă, normal, cred că Surugiu va bate. Este acolo și Ene, jucător de șut puternic. Și Negruț. Surugiu este cel care execută bine! Oh, mingea trece puțin pe lângă poartă. Încă o șansă. Iată, până la urmă, Pandurii au avut două ocazii mari în această repriză secundă. Putem spune că e și asta ocazie mare la ce s-a jucat astăzi. Da, foarte bun. Foarte bun șutul lui Surugiu. Aruncă țigănașul de la margine pentru Frăsinescu. Înapoi, până la Grahovaț. Inge lungă, sare Golubovici. Bele, câștigă însă Cioinac. Degajează Florin Ilie. Țigănașul, contrat puternic. Din nou aruncare de la margine. Orice punct este binevenit pentru ambele echipe. Iașiul va juca acasă cu Timișoara, ce meci în runda viitoare, apoi în deplasare cu Gaz Metan Media și din nou acasă cu FC Botoșani. Ce program totuși dificil, aș spune, pentru ieșeni, care au deplasare la Media și în acea etapă intermediară și sunt mulți kilometri. Așadar, un program obositor pentru ieșeni, în timp ce Pandurii, spuneai tu, au două deplasări la Chiajna și la Târgu Mureș, iar apoi acasă cu Timișoara. Da, vor fi două meciuri, în mod normal, mult mai disputate decât cele cu Voluntari și Iași. Da, trei meciuri într-o săptămână va conta foarte mult și condiția fizică. Va conta și faptul că unele echipe vor trebui să se deplaseze. Impecabil echipamentul lui Stanca. Da. Păi sincer, l-ai văzut pe jos? Nici nu are, da, nu cred că îl va spăla. Se transpira, n-avea de ce se transpire. Spuneam că el e în general un jucător așa, fiind cu experiență pe lângă cu echipierii, el mai încearcă să iasă și la pase. Dar acum nu a fost cazul. Spuneam ceva mai devreme, cred că e unul dintre cele mai ușoare meciuri pentru el din carieră. Bele a tras de două ori la poartă, odată a fost blocat, odată a dat mult pe lângă. Oh, ce trecere frumoasă a lui Negruț! Continuarea lui Negruț cu pasă! Oh, e penal, e faul! Păturar, faul, da! Dar să vedem dacă e pe linie, se uită la asistent Alexandru Tudor. Fault, o intrare cu ambele picioare înainte al lui Frăsinescu, care se închină. Da, e în afara careului, clar. Da. Degeaba se închină Frăsinescu, pentru că se duce foarte riscant. Urâtă, da. Da, cu piciorul sus, n-are nicio scuză aici Frăsinescu. Și să-l vedem pe Surugiu. Dar Ene este cel care ia mingea. Surugiu a bătut foarte bine mai devreme. Moment important al acestui meci. Ce poziție bună! A intrat și Trifu.
Ene este cel care își așează mingea, deși e jucător de picior drept. Fază foarte importantă a acestei întâlniri. Să vedem, bate Ene și trimite mult peste poarta lui Grahovaț. De neînțeles, de neînțeles această execuție. A, iar Trifu cred că a intrat în locul lui Surugiu, de aceea a bătut Ene această lovitură liberă. Dar cred că e și un moment neinspirat în care Flavius Stoican, da, face schimbarea. Exact. De ce să nu-l mai lași pe Surugiu și pentru această fază? Mai ales că a bătut bine, da, mai devreme. Și cum se spunea odată, șut de fundaș. Cam asta a fost, da, 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 șutul lui, da, tare Ene. Și sus. Și foarte sus. Nu știu cum se aștepta Ene să mai și coboare mingea în poartă. Acolo e mai degrabă o zonă pentru un tehnician așa. Dacă era la 18-20 de metri, poate mai mergea să încerce așa tare. Trebuie cineva care să placeze mingea, să imprime efect. Bine, de acolo a dat Alibec cu viitorul pe lângă zid, pe colțul portarului. Nu știu, la... Da, cartonaș galben. Da, păcurar. Păcurar, da. Cinci cartonașe galbene într-un meci de altfel fragmentat de multe faulturi, dar nu au fost durități. Bosoi. Ciucur. Intră bine în centru acolo. Îl pierde pe Bușu pe parcurs. Să vedem centrarea aici pentru Golubovici. Ștefănescu scoate stanca și prinde chiar. Senzațional! Ce priză a avut aici Stanca. Și pentru că tot vorbeam că a șomat până acum, pentru un portar e greu să prindă o minge. Iată-l pe Stanca ieșind apoi cu mingea la picior, ce spuneam. Dar cât de greu e pentru un portar așa, în general, fără experiență, să fie nevoie să intervii tocmai în minutul 86 și să ai o asemenea intervenție. Iată cât de bine se poziționează Stanca. Nu, a luat la țintă Ștefănescu, e greșeala lui Ștefănescu. Nu, e de admirat în primul rând faptul că prinde mingea Stanca. A prins, da, mai mult fără voia lui. Așa e. Iată, l-a luat la țintă pur și simplu Ștefănescu. Ocazie monumentală pentru Iași, care putea câștiga aici. Nu reușește Ciucur, nu reușește Ciucur să preia. Două situații de poartă mari într-un interval de câteva minute. Până la urmă, să știi că ar fi fost nemeritat, cred. Cred că pentru oricine în momentul de față. Dar Iașiul chiar nu a avut nimic până la această ocazie a lui Ștefănescu. Respinge Frăsinescu, e adevărat, nu, în sport, mai ales în fotbal, nu e întotdeauna după cine merită. Nu întotdeauna echipa mai bună sau, mă rog, echipa mai creativă, mai, cu mai multe ocazii câștigă la fotbal. Frăsinescu, iată pe fundașul Iașiului, hotărându-se și el să avanseze. Bele. Primește acum Ștefănescu, combină cu Bele, din nou Ștefănescu. Țigănașu încearcă să centreze, Golubovici a vrut să-i devieze această minge lui Bele, prinde însă Stanca. Da, pentru Pandurii, orice punct cu Iași, cu Botoșani, cu Gazmetan, echipe oricum superioare. Cine s-a aștepta, Ionuț? Binevenite. Nu s-a așteptat nimeni ca Pandurii să obțină totuși două puncte în primele două etape din play-out. Nu s-a așteptat nimeni să câștige Timișoara. Trifu, Păcurar. Trifu. E fault, flerat aici de Tudor, deși mi s-a părut că Trifu a călcat pe minge acolo. O șansă aici pentru Pandurii să profite de această fază fixă. Păcurar va executa lovitura liberă. Vine centrarea lui Păcurar în mijlocul careului, fault în atac.
Fault în atac al lui Ene, care a ajuns târziu la această minge. Degajează Grahovac. Tensiune pe margine, pentru că nu ar mai fi timp de o recuperare, de o revenire, dacă încasezi acum un gol. Bușu ajunge din cel la această minge. Repune repede Bosoi. Suntem în minutul 90. Mihalache convinge lungă spre Golubović. Reușește să devieze. Degajează Cioinac. Balon recuperat de Ștefănescu. Presează Iașul. Nu a fost Țigănașul. Ștefănescu. Iașul pare să aibă mai multe resurse fizice, însă greșește acum Frăsinescu. Se duce într-o zonă aglomerată însă aici, Negruț. Nu știu să continue faza. Țigănașu, Trifu, intervenție ratată acolo. Samson să continuă bine. Cioinac dă fără să se uite. E clar, e cât se poate de clar. Va trage cu dinții pandurii acest rezultat. Negruț e cel mai avansat jucător, dar e la jumătatea terenului. Golubović cam în nota sa de la Steaua, adică a alergat mult și degeaba și a sărit, a câștigat dueluri aeriene acolo, dar n-a fructificat nimeni apoi lângă el. Înge scoasă în centru, 4 minute de prelungire pentru acest meci. Frăsinescu, iaut pentru pandurii. Așadar, campionatul se va întrerupe și vom avea multe meciuri ale echipelor naționale din preliminariile pentru campionatul mondial care va avea loc în Rusia în 2018. Frumos se descurcă Sergiu Negruț. Negruț în continuare. No. Și cade până la urmă. Nu cred că a fost fault. Negruț cam pierduse mingea de sub control acolo, de aceea și căzut. Uite, mai degrabă la prima intervenție aici. Da, l-atinge la picioare puțin de banu. Nu, cred că nici nu l-a atins Mitici. Și iese Ștefănescu. Și Ionuț Banțiru prinde și el 3 minute în această partidă. Procurare execută. Centrare reluată de Cioinac acolo. Panțiru e fundaș. 20 de ani, a patra partidă pe care o bifează în acest sezon. Respinge acolo Zaina, recuperează însă Panțăru, iar acum iată-l pe Böle, o pasă totuși prea tare. Nou intrat, Păcurar cade ușor de lângă Țigănașu, aruncare de la margine pentru Ieșeni. Primește Frăsinescu. Mitici înapoi la Mihalache, care îl caută din nou pe Golubović. Böle. Böle foarte bine presat de Ene. Nevoit să-i trimite înapoi lui Frăsinescu. Mihalache din nou se uită spre Golubović. Aceeași lansare. Golubović cu doi oameni în spate. Scoate bine pentru Böle, care trage. Prinde Stanca. Minge relativ grea și pentru Stanca. Prins pământul. Și să vedem. Mai avem un minut și 10 secunde din această partidă. Agresiv acolo Ciucur. Păstrează posesia însă cei de la Panduri. Și acum Negruț. În sfârșit ridică privirea din pământ, dar degeaba. Îi dă o pasă lui Grahovac aici. Da, probabil ar fi vrut să îi trimită lui Trifu. Respinge Samson foarte bine. Ultimul minut, minutul 94, Frăsinescu, Golubović, Păcurar, Zaina încearcă un dribling, pierde acolo și până la urmă recuperează Gorjeni. Minge care ajunge în brațele lui Stanca, joacă în margine pentru Bușu.
Încă 30 de secunde. Negruț reușește să ia această minge cu el. Sergiu Negruț. Dar soluția gândită de el nu avea cum să dea roade. Posibilitate de contraatac pentru Ieșeni. Golubovici pentru Böle. Șot periculos. Și cred că s-a cam terminat odată cu această accidentare. Deși a băgat capul destul de jos Samson. În fine, nu cred că va mai lăsa Alexandru Tudor mult din această partidă, deși Stanca le face semn cu echipierilor să urce pentru un ultim asalt. Dar nu prea sunt hotărâți aceștia. Minge lungă a lui Stanca în margine și Alexandru Tudor pune capăt meciului. Pandurii Târgu Jiu și Iași remizează alb 0-0, un punct până la urmă bun pentru ambele echipe. Acesta a fost ultimul meci al acestei etape. Reacții imediat la Fotbal Club Mădălin Negoiță și Ionuț Anghel.